În Spitalul Municipal din Câmpul Lung, până la această oră, sunt internate 78 de persoane confirmate cu SARS-CoV-2, dintre care 77 de pacienți sunt din Argeș și unul din Galați. Cei mai mulți pacienți internați, un număr de 34, sunt din municipiu și localitățile limitrofe. În prezent, Spitalul Municipal Câmpul Lung poate interna până la 109 pacienți confirmați cu coronavirus.